Total Trading, partener de tradiție ai celor mai buni și inovativi producători din Italia, Germania și din alte țări europene, a participat la Târgul Auto București, care a avut loc în perioada 1-6 octombrie la Romexpo. Total Trading este furnizor exclusiv pentru cele mai inovatoare și durabile branduri din Europa în domeniul echipamentelor și tehnici profesionale pentru servicii roți și servicii automoto. Suntem prezenți la Salon Auto încă din anii 90, de la primele ediții. Expunem echipamente de automotive, servis auto, servis roți, servis mecanică, ITP. Ce ne puteți spune despre aniversarea 35 de ani de activitate? 2025, anul următor, va împlini 35 de ani, de altfel și vârsta mea. Firma a fost înființată în 1990, a fost prima firmă din domeniul de automotive de pe piața românească. Și a fost o călătorie și cu bune și cu rele. Să înțeleg că părinții au avut o mână bună, din toate punctele de vedere. Da, au avut o mână bună. Tata a creat această firmă, a bătut toată Europa, a făcut 1000 de kilometri și a găsit și a adus pe piață cei mai de tradiție producători din Europa, din Italia, din Germania, fiecare cu fortele lui, cel mai bun specialist pe fiecare domeniu. Acesta este un echipament de recepție mașini, un scanner de caroserie. Convergența roților, dacă aliniamentul roților este în regulă și în parametrii optim de siguranță pe drum. Și un al treilea lucru, scanează cu laser și uzura anvelopelor, cu ajutorul unui echipament încastrat în podea. Cel mai rapid echipament de geometrie roți și cel mai precis este folosit și de către echipa Ferrari de la Formula 1. Odată oprită mașina puntea față pe platourile rotative, în 5 secunde pe ceas sunt citite valorile preliminare pentru reglaj. Din banca de date se selectează vehiculul. Iar a doua oară când revine clientul în service, este recunoscut după numărul de matriculare. Este un echipament ce nu necesită calibrare, nu are consumabile, cum ar fi gheare, unghii de prindere pe jantă, nu are contact cu mașina și nu are niciun cost operațional. Are cel mai mic consum energetic, CEMP-RE100GT, cea mai rapidă mașină de echilibrat roți, cea mai precisă și cea mai inteligentă. Este complet automată, în combinație cu lift pentru roți, pentru a nu mai ridica cu spatele, cu lombarul și genunchii, aduce un plus de confort și ergonomie. Prinderea roții pe ac se face pneumatic, în 15 zone, simulează ca prinderea pe roată pe mașină. Tot ce trebuie să facem este să o blocăm din pedală, pneumatic, se lasă capacul jos și în 4,7 secunde mașina citește tot ce are de spus roata, toată povestea ei. Un consum minim de 0,3 kW pentru fiecare rotire, spre deosebire de multe alte mașini care au un consum mult mai ridicat, peste 1 kW jumate. Avem, în momentul de față, este o roată care am echilibrat-o noi înainte, dar ne oferă foarte multe informații despre ea. Odată intrat în meniul de informații, ne poate arăta excentricitatea, deformările totale ale roții, în ce parametri sunt 0,1 mm, deformări, avarii ale anvelopei și ale jantei separat. Cu laserul din spatele roții se citește uzura anvelopei și ne oferă un raport clar pe cele trei planuri, mijloc și extremități. Acesta poate să fie printat într-un raport PDF și predat clientului. În același timp, mașina ne poate oferi soluția de a face optimizare de roată. Ne aduce roata într-o poziție unde indicăm cu cretă la ora 12 pe anvelopă și odată tot la ora 12 pe jantă. Roata se dă jos de pe mașina de echilibrat și pe o mașină de demontat roți se împreunează aceste două semne și se face optimizarea roții, poziția jantei pe anvelopă, încât să reducă maxim vibrațiile și dezechilibrul. În același timp avem un alt submeniu unde putem să identificăm punctual în ce zona a roții sunt cele mai mari deformări,
să le marcăm cu cretă și să putem să facem garanție de anvelopă sau unde să lucrăm cât mai eficient să reparăm janta sau o îndreptăm înapoi în parametric. La finalul echilibrării setului de 4 roți, mașina ne poate indica și pe ce poziție pe mașină vine fiecare roată în funcție de cât de excentrică este. Mașină complet automată pentru demontat și montat anvelope, Teco TH32. Printr-un singur acționare de buton, mașina demontează anvelopa complet automat. O face într-un mod mai încet decât în modul manual, dar este mult mai grijulie cu forțele aplicate asupra anvelopei. Este o mașină ideală pentru ateliere de estetică jante, care vopsesc și repară jante, sau pentru acei artizani de roți. În modul manual, mașina poate să proceseze roata cu tot cu cicluri de umflare în maxim un minut. Pe modul automat este cam un minut jumate, un minut 40. Mașina de echilibrat roți CEM 2 HIT. Singura mașină care nu măsoară prin index de măsură, se selectează tipul de jantă, în cazul acesta de aliaj. În interiorul jantei ne este proiectat un punct și o rază laser, se rotește roata înainte, se duce punctul pe rază și pentru a achiziționa diametrul roții se dă un bobârnac în roată. După aceea se definesc cele două puncte ale contragreutăților în exterior printr-un șoc în roată și după aia în interior, un mod mai elegant care mi-e place este să lovesc cu genunchiul. În momentul ăsta doar lăsăm capacul jos, lățimea roții este măsurată de sonarul de pe lateralul capacului. La fel ca și mașina vârf de gamă, la fel de repede măsoară, în 4 secunde și jumătate. Este o mașină simplă, cu o tehnologie inovatoare de citire a roții, cu prindere pneumatică pentru precizie în cazul roților cu jante de aliaj de diametru mare. Este o mașină ideală pentru a asigura siguranța pe drum și că roțile sunt echilibrate corect. Cărucior ergonomic pentru manipulare și deplasare roți. Cu cât are mai multe roți pe el, cu atât el este inteligent și se ridică sub incidența greutății roților. Ne ajută să lucrăm în mod ergonomic și să ne transportăm la fotelul de anvelope în mod ergonomic. În combinație cu acest cărucior, avem și aceste covorașe din cauciuc și plastic reciclat pentru stivuirea jantelor proaspăt vopsite sau jantelor care au profilul spițelor ieșit peste profilul roții și ne ajută să le stivuim într-un mod corect și sigur să evităm zgârieturi și neplăceri cu clienții finali. Automotive Induction Technology, aparate de încălzit prin inducție destinate lucrărilor de mecanică în atelierele de geometrie sau de mecanică autovehicule, spre deosebire de încălzitul prin lampă cu flacără, în câteva secunde cu un asemenea aparat se încălzește imediat partea feroasă. Aici nu este cald, se poate pune mâna, în schimb în zona aceasta avem temperatură de câteva sute de grade. Cu cât ține mai mult, acesta este un fier foarte gros, durează un pic mai mult încălzirea pentru că lucrăm cu un aparat de 3 kW cu alimentare la 220, dar un aparat de 6 kW poate să încălzească în aproximativ 5-10 secunde. Pentru actualii colaboratori le spunem că suntem în momentul de față cu foarte multe echipamente, le aducem pe piață, care se adresează special siguranței a mașinilor de pe carosabil. Pentru viitorii colaboratori, îi invităm să ne viziteze la stand Andean și desigur la sediul nostru ca să le prezentăm ultimele tehnologii și inovații din domeniul de automotive.